Oleg, deci că ai mai avut o pisică. Am avut o pisică sâmbătă trecută și aici eu instalam aici o ușă cu un băiet, Sasha. Sasha, vecinul este Sasha, și un mătan. Ia că-s doi mătani, un mătan a țâșnit în coașe. Deci abia e al treilea. Aia era al treilea mătan, a țâșnit în coașe. El se vede că eu pus acolo, eu pus ceva valerianca și mătanul a țâșnit încolo. Și el, o văz că mătanul a țâșnit încolo, fratele meu, stratulat Sergiu, care a fost până la 16 ani, a fost Chirvas Sergiu, care e femeia lui, judecătoarea Curții Supremă Justiției, stratulat Galina. Și ei se fac nebuni. Anul trecut au ușit fișor să l-am pușcat cu armă. Vă 5 ani în urmă au ușit să-mi bătăi pe Stasic Măroi, așa l-au decidat. A fi noi oameni chiar, nu motani? Nu, atunci e oameni, dar mai au ușit un motan. E că ești un motan. Ia că arată-i fântanii cei doi frumoși, arată-i doi mătanii frumoși. Și erau trei, da? El cu hârlețul, eu am filmat și am putut și am filmat. El cu hârlețul l-a ușit, l-a închis acolo ușa după ce mătanul a intrat și l-a ușit cu hârlețul, l-a dubărât și l-a pus acolo între cei. Asta era curtea casei părințești, test care ați împărțit-o. Mama mea, așa i-a dat lui jumătate și nu e jumătate. El a spus că nu e jumătate, nu e pălor, nu e pălor, dar 3-5-5. Și o atacat mama judecată și o verificat judecată că el a falsificat накладили în limba rusă, nu știu cum. Și de casa mamei i-a dat casa mamei în ultima instanță și mama a dat lui jumătate și nici jumătate. Și ea că el și face mai jumătate. Fiindcă mătanul s-a dus încolo la dânsul, dar el s-a dus, se vede că la valerianca, eu cred, la valerianca, el a pus valerianca. Și l-a dubărât cu un hârleț. Ia că sunt, îmi se pare că și urmele cele, îmi se pare că de la mătan. Da, ai anunțat organele, poliția? Da, ascultă-mi, și l-a dus încolo, eu am filmat. Păi, și faci o nebună, și ușiți mătanul. Și mătanul mănâncă pui, vină ca și la pui să te uiți. La pui, uite, mătanul poate să intre să-i uși de pui? Ei, nu știu, dacă are vreo crăpătură, poate să intre. Sau da, vrei să zici că plasa e mică, e măruntă și nu poate să iasă. Plasa e măruntă, nu intre, uite acolo, și cu pienc odată să nu intre. Cu odată că să nu intre. Bun, deci el recunoaște că a omorât mătanul. Nu, și ce spune el? Când mătanul bijal, dar se aude la cameră cu mătanul e gâtâit. Neaună, da. Neaună îl gâtâit, dacă el l-a turbit cu hârlețul, cu căvaia lăpata. Și, dar eu bănuiesc că el crede că eu să sar după încolo și el să mă împuște. Așa bănuiesc, am bănuiel. Să mă împuște, spune el. Dar ce interes are ale fratele? Cum? Dar el de mult spune că cum staruha zdohnește, mama lui, rădnaia, cum staruha zdohnește, cum el aici împarte o gradă, cum vrea el, înțelegi? Și de ce m-a pus iubim bușcărie? Și el lui mama îi spune că eu să vând tăverea. Când m-a pus în bușcărie, mi-a susținat de sar cu pohila aceea, pohila de libertate, și ne șapte ani. Crezi că era implicat fratele atunci? Da, conește, frate, dacă la nașul lui e președinte jucătării Rășcani Timofei și... Fost președinte. Și este ea, cum se numește, și el la Curții Supreme jucătării. Mafia mâinilor, știi, până la bușcărie, orice vă până la bușcărie. Dar bine, zic că-s divorțați, că da, nu trăiesc împreună. Eu vreau să menționez faptul că e divorțat efectiv. De ce? Când 94 pleșca eu divorțat, este la mine hotărârea judecătorului. Ca judecător a constatat divorțul. Da, divorțul. Dar în 2004 el are copii, cu tot cu dânsa, cu stratulat. Ei sunt efectiv divorțat și fac vid că fac față că ei nu trăiesc. Dar ei bani fac și orice mizerie fac împreună. E pensiuni de linii, judecătorii, ei obligă, ei roagă să mă condamne pe mine, cum atunci mă condamnă. Dacă n-ai venit tu la Curți Supremă, eu eram mai departe închis. Ia că eu scot organele de poliție, de procuratură, luați măsuri cu stratulata asta. Pe ce, așa? Cum ai sesizez? Nu ai sunat atunci? I-am sunat atunci, am sunat, polițiștii au venit, polițiștii patrulă patrulă, au spus că noi chemăm, nu putem să faci nicăieri judecătoare, patrulă... Dar ce are una cu alta? Cum ce are? Așa, nu ia să-i jucat cu motanul, el a murit, întrat, se vadă, sângeți, constate, moarte. Am trecut în mai, l-am pușcat și el la libertate. Înțelegi? L-am pușcat pe șor, sunt șor și eu pus a doilea în cap, eu pus, de-am un șor mi-a pus. Și l-am pus a doilea în cap, că dacă mai faci gălăgiri și rădici mâna la tatu, ce să vă la ministru? Că, uite, și el la libertate are armă. Și polițiștii te sistem. Și de asta nu intră polițiștii să vadă? Nu, intră, și nu vă fătau să-l da. Am venit încă cibătare și el a venit încă doi. Dar cine cibătare? Cibătare este Alexei, este un fost polițai, care permanent, dus mama în psihică. Dar ce caută un fost polițai când chem 112? El e cu mătru, el l-a chemat. Să duc să vede că mătana s-a ascunde, așa gândesc eu. S-a duc cu mascara. Și dar poliția nu prinse flagrant, nu găsit cadavru, nu? Și el spune, nu, a văzut cadavru și poliția nici nu a vrut să intre, fiindcă se vede că suntem dânsă patrulul și patrulul a spus că ei jucătoare și domnul Lec. Eu mai fost polițist și știu că ăsta e om serios, că femeia s-a jucătoare la tot temă. Tare serios, a omorât un motan. Și eu să l-am pușcat-l, un motan l-am urât-l, pe Stanislav Măroi l-a ușit să-mi bătăie el și cu ciobătare,
Văd 3-4 ani. Ți-ați acuzații grave. Nu. S-ar putea să răspunzi. Nu, cum să răspund? Judecat pentru calomnie. Dar ce calomnie? Dacă este dosar... Și este dovadă că el l-a ucis? Ei amândoi l-au ucis pe Stasic Moroiș. L-a bătut, l-a ucis? L-a bătut, nu l-a ucis. Da, nu l-a ucis, l-a bătut, l-a bătut și pe urmă ce l-a ucisat. Înțelegi? Ia ca și acuzații grave. Și este dosar penal pe numele lui? Nu, e dosar penal, l-a mi-a dat pe șorțul. Așa mi-a spus Stas Moroi, l-am dat pe șorț. Am vrut să-l duc la tine acolo la dos, dar pe urmă Stas l-am decidat și... Și ascultă mine. Și vreau să mă... de camera mă tale, că fratele meu și femeia și lui Jucătoare sunt niște complici. Sunt niște complici. De ce? Panțărul Tudor i-a făcut... Fost judecător la Curtea Supremă, fost deputat în Parlamentul României. A făcut o pendență judecătoare la Buicani, la Gălnicianu, Tudor Panțărul și Timofei Ion, la nașul lor. În 89. În 90, Panțărul i-a pornit o mașină ca deputat și i-a dat lui mașina să o ducă la TO. Dar el m-a cătăit mine cu mașina aceea, m-a cătăit și a dus acasă și a schimbat patru roți cu Panțărul. Eu asta la Panțărul i-a spus personal și l-a la cameră să spun. Pește un an, în 91, frate, au prins pe unul din Gosplan, l-au prins pe unul beat la rând și a spus că dă drumul. A, ce autoritate avea el? Și era polițist? A, era polițist, fratele? Da, l-a prins pe unul din Gospan și la mașină și pentru jucătorie Buicani. Deja președinte era Sachi Petru. Sachi Petru era președinte. Și nevastă să lucra acolo. Am zis, da, și el ce cumpără jucătorii mai mulți, votează la Profcom pentru dânsa, mașina să fie ei. Însă Petru Ursac, bravo lui, Petru Ursac, bravo, ai cumpărat cine, și s-a votat pentru dânsa și mașina a fost lor. Și e ca când ne ridicam pe Dolovoțca, eu eram până și mașină, eu spus lui fratele, las că scrie anonimcă pe dânsul, pe Petru Ursache. La KGB sau la SIS? La KGB, la SIS. E ca știi, până când eu nu sunt și nu m-am mai arestat, e ca știi și Ursache știi și Panțărul știi. Dar Panțărul eu îmi pare că i-am spus lui personal. L-am întâlnit la personal, era încă președinte ce am spus. Și el s-a râs și... E mașina era de culoare albă, de viatcă. Și el, și jucătoarea știe că el a schimbat roțul lui Panțărul. E ca ei cum folosesc de Panțărul, că i-au făcut o jucătoare. Și pe mai îi uiesc, îi fur. Adică și laș, știi, și bandiți. Înțelegi? Și Petru Sacchi a scris scrisoare anonimcă. Și despre asta, pe ceva 3-4 ani, i-a spus cui? I-a spus lui Larisa Miculeță cum mă trăi. Larisa Miculeță spune, da, eu am așteptat din țară în America cu Petru Sacchi și așa nu puteți să iați din țară, fiindcă avea ceva probleme cu SESO. Ia că se dovedește că și fac ei. Confirmă, și se confirmă, da. Și ia că se confirmă și că ei trăiesc împreună, nu mă spune, așa că mă ieșe de o școală fată, ba este fata și o văd uneori, ba nu e fata și e că aveți cum o fată acolo. Chipul ei soției lui, înțelegi? Eu așa am bănuiel că se scenează. Ah, și eu odată, eu am ajutat în 2014, am ajutat lui să ducă niște poamă. Am ieșit de unii pușcărie. Apoi uneori m-am păcat, văd că Nu, din 2015, de când vă rămân, nu m-am păcat, dar ne-a ieșit mie din cap că ei vin din pușcărie, vreau să mă... Mă, este, nu știu cum știu din cameră așa. Și el îmi spune, eu dădeam la trebuie că ești lui. Și el îmi spune lui fata și, vezi fata și 30 de ani? Fata, hei, și ne ții el ții, eu și ne ții, înțelegi? Înțelegi? Este că la copil 2-3 ani îți spui așa ceva. Dar la fata 30 de ani, dacă ei femeie lui, noi suntem chipurile cămnați. Ar trebui să știi. Ar trebui fata și de 30 de ani, poate știi, dar e că uite și combinați faci el, înțelegi? El crede și că eu sunt prostolanul, și a, măi, a ușit smutanul, vine poliția cam stemnesul și el spune băiețeștilor, eu sunt psihic-bălnoi, știi? Eu sunt psihic-bălnoi. De dumneata ori despre el? Nu, el spune despre mine că eu sunt bălnoi. Măi, dar în pușcărie psihic-bălnoi nu știu. M-a pus la pușcărie, gândi, și nu eram psihic bălnoi, dar mă ies psihic bălnoi, înțelegi? Și are arme, eu sunt cot că să aibă măsuri. Procuratură, dar să ajute și pe Ursache și vă înțeleg, ajutați-l, că ei să iei un bandit. Eu sunt consiliu că sunt bandit. Dacă mama a dus să-mi cipușcă... Să ajute cum? Să ajute, cum așa, și să dă mătorii, dar a avut el panțărul, a avut el așa mașină, și i-a dat lui mașină așa. Da, dar fapta de mult. De mult, da, fapta de mult, nu spune. Dar păi, e ca și om el, înțelegi? E ca și om el. Și eu bănuiesc. Dar n-are nicio funcție, am pensionar mai, cred că nu. Nu, dar e mieță judecătoare. Mieță judecătoare. Și e ca azi la curte. Formal ești divorțat. Formal ești divorțat și azi la curte supremă se examinează administrația mea pentru ani de dubă, că am șase în dubă, am scris și azi vedem și la curtea supremă justiție, dacă ești judecătoare încă la curte supremă. Deci, asta vedem cum
Eu am 6 ani. Dar ea nu e în completul de judecător. Dar pe ea nu știi. Îi regulează tot unul prea altul. Cred? Regulează. Da, atunci nu. Și amul după și-o demisionat Druță și în arest la domiciliu sau cum se numește? Nu știu, arestul nu cedem, el n-are Druță. Da? Dar ei tot se legați împreună și numai dacă să facă ceva regulă pe justiție, atunci poate să vezi ceva. Dar uite, el împușcă fișorul lui și el la libertate. Și are armă. Și că dacă eu sărie gardul când el ușit de mătanu, el mă împușcă. Și spune, caut, vedeți, mă împuși, îmi pune arma mea, că eu am împușcat. Dă să zic, ce să facă ei, știi? Era și cibătarea lui, cibătarea este un complice cu dânsul. Cibătarea Alexei fost... Și el fost polițist. Fost polițist, dacă... Și neta ești fost polițist. Și el fost polițist, dar el a ieșit ca un... frate meu, că și ești. Cibătarea este a fost eliberat din Borgani, pentru că aici au fost omorâți doi copii. Velaș, un frate, un drug de lui frate meu, de copilărie, a babii Serioja, Pogăneala Razaieț. Și cibătarea este a fost eliberat. Și cumnatul l-a restabilit și el e dator lui, e dator. Uite, în judecat, odată mărturii false, judecătarea Tatiana Bivel a examinat cu garajul acela, că garajul acela, cibătarea de mărturii false, garajul acela lui, e construit 45 de ani în urmă. Adică să nu-l demoleze sau ce? Nu, ca să nu-l demoleze, știi? Și când văd că erau frobii mele și fotografii și video, i-a dat, o întins, au trecut 3 luni de prescripție și o găsit genovați și eu am scris la procuratură, am scris că e că... Ei, pedepsiți-i. Ia că Damir a fost pedepsit pentru dare din mincinului față. Damir! Drogul nu placă cu cine el placă. Da. Dar e că el nu e nu pedepsit. Nici el, nici cibătar, nici cine a fost judecat și a dat mărturii false. Dar organele procuraturii și poliției, luați măsuri cu străculata asta. El la 13 ani a fost chirpas. A omorât un bătăi, o persoană, pe ulița asta Floreni, la Babașoara, ei erau 4. Și cei 4 l-au impus 3 asupra lui și el a luat asupra lui. Și ea când ești la pușcărină și mama l-a scoat la colonie. Trebuie să-l pui la colonie, la 13 ani era Kirvas Sergiu Vasile. Dar el a mai demonstrat și eu, și-am dat în poliție și-am dat și eu în poliție. Păi, eu nu sunt așa, el e eu cu tine. Veselă e semeica. Și ce să faci veselă semeica? Dacă el dimit, el a fost Oleg, bătut de toată ulița, băcănit toată ulița și eu urlam nebetul meu vrata. Deci ea ca și mătanul a fost omorât și eu trebuie, socot că trebuie polițiști să iei măsuri. Și să mă duc la mă, Oleg, să mă duc la ei, cum îl cheamă, la... Să mă duc la Năstase ministru, care e digrevat, la viceministru și vă să luați măsuri cu dus. Și înseamnă dacă e ajutoarea și poți fac. Dacă îi chema poliția și ei nu au făcut nimic, asta trebuie și o plângere la procuratură că poliția nu a făcut treaba. Nu știu ce să fac poliția, dar mătanul a omorât și este articol în cod penal. Tot așa mătanul mare frumos era ca ăsta. Că îți arăt, care mătan, da să-l... Frate cu aici, da? Da, fratele ăsta, da. Hai da să-l arăt că, Oleg, să-l postiez acum. Da, dacă nu l-a găsit poliția, cadavrul nu l-a găsit sânge, nu a investigat atunci la fața locului. Dacă este, e că e polițist sistem, dânsă că e femeie ajutoare la curte pe el. Să vezi că și fac polițiștii. Și că dacă aveți filmări, da, avem filmări, că filmările vă și... Ai filmări cum se aude mai unând și atât. Ai, mai unând, dar și nu se aude mai unând, dar eu am văzut și Sandu i s-a văzut cum el îl ucide. Și acolo l-a îndușit-o. Și el spune că mătanul bijal. Înțelegi? Acolo în setca și mătanul bijal. Înțelegi? Ia ca și... Înțelegi? Și chiar lui spate tot, că ucide mătanii, ucide fișorțul chiar l-a mușcat. El e cucu și s-a împut fișorțul și... Nică nu i-a făcut. El are armă mai departe, el poate să ucide oameni. Dar fișorțul unde și face? Nu fișorțul poate să mărturisească? Fișorțul a fost la mine, fișorțul a fost la mine. Și nu poate să mărturisească sau semne de tată și eu? Nu, fișorțul e măjit de mamsă. E măjit de mamsă că ce casa să o luăm aici, casa să se dă. Dacă nu de casa, apoi pușcărie el mănâncă pe fratele, înțelegi? Și dacă el mai fi o zi, pușcărie el mănâncă pe nesă. Mamsă la copere. Femeie să luă judecătoare, care efectiv e în divorț, la copere pe fratele bandit. El e bandit, el pe mamă a dus-o în psihușcă, o gătuită la vecinii în 92, acolo o gătuită, și am adus pe urmă, ferminț, am adus acasă și femeia s-a nu deschis ușa. Și pe urmă am înscenat că noi am înscenat gătuirea mamei, să zici? Ia ca și. Am înscenat, să zici? Cum așa să-i? Cum așa să-i? Nu știu, eu mă revolt. Să ușiți un motan, pentru ce să ușiți un motan? Câți motani sunt? El să-mi facă nie rău, adică el să-mi facă nie rău. El, de el doar bănuiesc, el crede că eu sar gardul să-l scăt motan și el m-a împușcat și spune că ea, spune că ea i-a vrut să zăstrălit, eu mi-a zăstrălit, înțelegi? El dacă fișor să-l m-a împușcat lehco și nu răspuns pentru nică, dar pe mine dacă sărim gardul să-l scăt motan, dar pe el m-a împușcat. Asta de-aia mă presupune. Despre motan zici că ești sigur. Da, e sigur la ușa, e că motanul este frațul și acela, înțelegi? E ca așa motan, arată la tătă presă, lasă oamenii să știi, și polițist fost,
înțelegi, care scrie scrisoare anonim pe șeful judecătoriei Petru Ursache, scrie scrisoare anonime. Lui Panțeru i-a furat scaturile, i-a schimbat scaturile în anul 90-91 așa. Și asta ce însemna? Că i-a pus mai vechi, mai rele sau cum? Da, dar el mai fost prins. Chelianau noi. Oleg, eu m-a fost prins când era polițist, eu m-a fost prins, i-a schimbat scaturile la un drug al lui Jiharev, șef poliției rutiere Jiharev, și Jiharev l-a arestat, la 3 zile a fost închis. La Botanică, în Frașină. Și mare pagubă? Și nu știu, acolo nu știu ce mai spune, dar eu știu că și cu un băiat, Oleg, știi cu cine a făcut, cu un băiat care e drugul lui în America, nu vreau să-l numesc băiat și el vreau de bun, dar e ca și eu a fost și făcut el când era polițist. Oamenii bieții îi duce la Stibilțov acolo la expertiză și da, băiatul și el îi schimba roțele. Și așa l-a nimerit, e drugul lui Jiharev a fost. Жихрев этого самого каса, еще он ел, где он, что ты, что много сыпь, что лойкис вот 30 зелев, что кисла на ботаника на родил. Знаешь, я кащи бандит, что я кащи мог пусть имя, что я прямо уж тивди дыши, прямо уж тивди мафиоз, где кунат между которыми, что и фратню, что мы после пушкали, что мы пушкали, ноктя спасти, до уми, до испись, что я смогу, то я пушкали на это. Ничего. Фера легатуры к фратели. Ее, ну и скрутки. Comanda lui, că n-am alții dușmani. Dar văd că aici ți-a pus tablă în fața geamurilor ca să nu se vadă. Dar aici cum de nu ți-a urcat gardul mai sus sau n-au voie? Și, nu știu. Gardul cum de nu l-a urcat mai sus? Da, gardul el poate ca să nu ți se vadă. Nu știu, și le vezi în curte. Uite, vreau să schimbăm mai ferețe și el ne-a pus aia asta. Vreau să schimb ferea asta și pun și aia. Și el ne-a închis aici cu ce ne pune tătlamul. Și tot pusul îl vine cu aia. Și ar trebui să iei plitura și cineva să iei măsuri. Cum înseamnă asta? Eu pus tătlamul aici, înțeleg? Și îmi pune tătlamul și îți vede gunoi găinilor în coace. Sub geam la mine, înțelegi? Nu-i prea. Nici frățește, nici civilizat. Nu frățește, nu-i uminește ce înseamnă civilizat. El nu s-a pus aici tot flamul lui, dar poate el a spui un rând cu treața și se închide în ea geamul. Poate, dar din câte ai povestit, văd că poate multe. Da, e poate mult și femeia se zice tare la coperă, știi? Ușii de fișor, să l-am împușcat fișor, chiar este în ședință, nu răspunde pentru nică, este banditul pentru frate fișor. Ușii de motanul. Nu luăm și faci de tăiat, numai piciorul ăsta. Nu, nu trebuie să mă, dar doilea, eu pus în cap a doilea, eu pus din armă, din vânătoare, eu pus a doilea în cap, dacă mai rănești... Așa au povestit fișorul, da, văzut. Da, fișorul ne-am povestit. Înțelegi? Și e că aici, că nu grăiesc, nu știu, poate și grăiesc, dar nu știu... Tata cu fiul. Nu, dar cum să-l împuși fișorul, stai și tu? Să-l împuși fișorul, că... Dacă l-a iertat mama, că a băgat-o la spușcă, apoi să nu-l ierte și fișorul. Nu pot spun, dar este om, este nu știu, în limba rusă neludi, neludi. O tăchie i-a rășdaiat mama mea, a născut, ea ca și mine cum a născut și pe dânsul cum eu sunt pe sine. Despre mine, atac, e bolnav de cap și nu, el mi-e, nu, e bolnav de cap, în pușcării nu știu că e bolnav de cap, înțelegi? A pușcării m-ar fi vrea zice, un eu găsit o pohilă, o eliberat de la pușcării pe pohilă și așa ei nu mă semnează, ce înseamnă, și la judecăți nu vine. Cei care au fost contabilă la... Da, contabil șef, la judecăți nu vine, aveți la curte fiecare, nu a venit, știe că tu filmezi. La Ministerul Culturii a fost contabilă. Furat structurile conduse de generalul Alexei. E furat și o furat și cu de s-a împărțit. Și încă nagruscă semnează ce, adică el s-a că ei nu plătesc bani. Bani. Da, da. Înțelegi? Și eu semnat și mai departe nu vine la judecăți. Că nu e clar că ăsta e, înțelegi? Și am curtea de apel a făcut două hotărâri. Una o dispozitivă un fel motivat altfel. Curtea supremă dispozitivă un fel motivat altfel, înțelegi? Că am pentru judecare și ai cerut bani. Da, că am fost se examinează. Fiindcă am fost condamnat, ținut în arest ilegal, în arest ilegal. Ne-au pus articolul 16 de vedere. Da, dar i-am pus că mai azi se examinează, înțelegeți? Azi se examinează, pune pe la știbă tot țara că e implicată judecătoare că s-a tot așa spunut la ministru, spunut la prim-ministru, nu la tăță, spune jelul, și înseamnă și am probele ei că ei scrie pe mine, știi? Probele ei scris cu mâna ei, judecătoare cu supremă justiție. Atunci în dosarul cel la penal? Nu, alte ceva, alte la alte firme, da. Ei scrie la alte firme, la cei care vreau să mă demoleze, firma îmi zice gazacistă. Și firma și gazacistă, sfid că eu primesc ceva, scrie pe mine ca cernovic și așa ei nu trebuie să ne că sfid că eu evident să-mi imagin și nu dat nimeni și am probele ei, înțeleg. Dacă și fratele scrie pe 90, când eram 91-92, eram în paza președintelui, el scrie pe mine scrisori că eu vreau să-l împușc așa ceva, știi? El împușcat pe mine? În anul 92, în martie-aprilie, eu am adus-o pe dânsa de la judecătoria Buicani acasă. Pe judecătoria a stratulat Galina, fosta Ilașcu, cumnata mea. Galina, Ilașcu, Galina Ilașcu, femeia lui. Am adus-o acasă, el era aici cu o pădrugă în casă și ea se vede că știe și mă sun, eu am sunat pe Gorodskoi, că atunci mobil nu era. Și am venit la nânsa, am luat-o în coașă, am luat-o în coașă și aici frate era cu o pădrugă. Și ea că de aici el a împușcat-o legă în mine. Încolo, de aici am împușcat în mine el,
era în gardul, alt gard, deci, și eu m-am plecat și am după cătelnă și am spus Chistolul, că eram atunci în pază la prim-ministru la Moravski. Și am spus Chistolul, dacă vii la mine, îl împușc în chișoare, chișoare îl împușc, dacă e împușcat în mine, și gine că eu n-am sărit gardul. Și nu te-ai plâns atunci, nu te-ai ocupat organele? Nu m-am plâns eu, ascult, și s-a plâns el, plânge la mine la lucru, a spus el, înțelegi? El împușcat în mine și scrie el plânge pe mine, înțelegi? Dar era abidna că l-ai prins în flagrant. Nu, eu l-am prins. Nevasta i-a dus-o. Eu m-a dus-o. Eu nu știam că el e cu alt patru de acolo. Eu nu știam de asta. Și ei s-o luau de păr, judecătoarea de la Buicani, s-a luat Galina, s-a luat de păr cu femeia aceea care eu știu, ți-am spus cine e. Și el iese, era gol, și iese, s-a îmbrăcat chelos și iese cu Chistolul Traian. Și eu de acolo ras în coașe. Și el când era aici, eu de vreau să gardul. Și dacă sărim gardul, el mă nina. Și eu între cătelele și gardul mă râd. Și am scos Chistolul, că e cel mic Chistolul, era PSN. Și am spus că dacă vine spre mine, mă ia jos de rojă. Și el a sorit în șire că eu am Chistol și a fugit. Și eu am fugit de acolo și Ghiță Vinari este unul. Îl băte pe fratele, îl cimărie pe fratele de mulți ani, când eram mite. Ghiță Vinari ne-a luat mașina din lângă poartă și ne-a dat-o. Și de atunci am luat cu tine până și spune ne judecătoarea. Sună judecătoarea în acasă, pe Gorodskoi. S-a luat. După ceva. Asta, da. Da, după asta spune. Și coleg, dacă ceva, spui că eu am luat mesicine. Înțelegi că și spune judecătoarea mie? Așa, mot fac crușim. Nu, și care scuză că și mesicine? Și de asta am vrut acasă sau și... Da, de asta am vrut acasă. Uh-huh. Dar eu bănuiesc că ea avea aici un informator. Și eu sunat, la lucru. Știi bătătă țară și nisii. Eu sunat la lucru și tamana eu sunat și eu este ceaina, că atunci mobil nu era. Eu atunci eram în pază, eram văhădnoi, în pază la prim-ministru Moravski. Și este ea. Și am venit cu dânsă și e, știe că el aici cu cineva, și e bătășa. Vă și știe, dar eu știu la fac. Stratulat. Ești e, că el e cu cineva, știi? Înțelegi? Și el, Bogu și este el, crede că poate eu special am, dar nu pot eu să-i fac așa ceva. Eu dimineața l-am sunat și el spune că ea spliu peste noce, el lucra la Belinchi, ca ieșne. Ea spliu peste noce. Înțelegi? Și la vara 1-2 și el m-a rugat să-l duc. Și el m-a dus-o. Și el cicănută și este el la cap. El gândea că eu vreau special și el Chistolul și tatălui patronic și eu îmi coa și eu le-am răzbune, da. Dar spune, și eu prima, când eram acolo la gard, vrem să sar gardul, dar până doile tești, n-am sărit gardul așa în patine și el, puc, și ștacheta era ruptă. De patron, știi? Ștacheta din lemn. Și am scos eu de... Am fost pe seama mea așa și am uite și scrie el pe urmă, uite și scrie el pe urmă. M-a trecut vreo 2-3 stămâni, o lună, este plângerea lui. La mine lucru, la este așa la plângerea mea lucru. Ea vătășit la spate curte pistolet, nu ni pistolet Makarova, a какой-то маленький плоский, știe că eu am PSM, știi? Uite și scrie el, ăsta învăța e, învăța. El învăța pe dânsul, știi? Ăsta el să nu scrie că el e prost, el nu știe tam la mulțări, nu știe. El nou ropt. Dar cum a lucrat în poliție? Oleg, am dat examene, m-am marcat în formă de polițist, am dat examen pentru dânsul. Dacă asta a fost mulți ani și de-am unui crim, știi? Vă 35 de ani în urmă m-am marcat în formă de polițist în locul lui. El nu putea vă 3 ani să nimerească în școala poliției. M-am marcat în formă de polițai. Oleg, și am dat examen în locul lui, înțelegi? Și mai erau lângă mine încă 4 polițai. Dreapta, 4, și, 2 în dreapta și 2 în stânga. Și el spune, copiii ăsta dânscu, el a spus 5. Și eu, moldovenii, scriu dictant na ruski, Și aceia 2, și acela 1, îl știu șamuia. Și este și polcomnic, și găișnic, și la pensie. Și când 2 în dreapta și 2 în stânga, 2 în dreapta și 2 în stânga, ocupat la mine și prins 5. Și la istorie l-a cumpărat pe un stalierov. Și nota maximă. 5 maxim, era și acolo atunci, 3, da. Și acolo 3 l-au cumpărat pe și 3 și 4 și-au întrat la școală în miliție. Iaca și, no. Ia și știe lumea că poate m-a ucit, dacă Matanul este joli mare, că frații s-au ucit și ei tânjesc ei. Matan, să-l ucit cu hârlețul, Oleg, cu hârlețul, ca un idiot, să-l ucit cu hârlețul și să aude și să aude. Și ce că Matanul a fugit, el spune, Matanul a fugit și poliția a venit și nu reacționează poliția. Ce că aveți video, da, am video. Și luați Matanul mort. Și da, vin cibătari și l-au râncat aici. Cibătarii este Alexei, el l-a chemat mâsul și el l-a râncat undeva.